Astăzi facem un tort un pic mai complex, un entremet cu mus de ciocolată cu lapte, cu confit de caise și piersici, un strat de blat pufos, un strat de blat crocant. Avem texturi, avem gusturi, o să fie super! Salut, sunt Robert și, cum am spus, astăzi facem un tort un pic mai complex, dar înainte să începem o să vă rog să dați subscribe, pentru că vreau neapărat să o întreb pe doamna Jamila și mai am foarte puțin. Ok, începem cu 3 albușuri de ou și 20 de grame de zahăr. O să spumăm albușurile și încet, încet adăugăm zahărul până obținem o spumă destul de stabilă. Ok, albușul e spumat, trecem la cele 3 gălbenușuri și o să le spumăm și pe astea cu 20 de grame de zahăr. Eu aici o să fac două torturi, deci dacă vreți să faceți un singur tort, înjumătățiți cantitățile pe care le-am spus eu. Peste gălbenușul spumat o să adaug ingredientele uscate și anume 30 grame de făină, 20 grame de zahăr pudră și 20 de grame de făină de migdale pe care le-am cernut împreună și pur și simplu le adaug și le amestec cu o spatulă. Peste adaug 15 grame de unt topit. Și omogenizez bine. După care o să integrez albușul bătut, dar nu-l pun tot deodată, pun cam în 3 ture. Cum am spus, eu fac două torturi, așa că o să împart compoziția asta în mod egal în două tăvi de 15 cm. Coaceți blaturile la 160 de grade cu ventilație, cam 20 de minute sau până o scobitoare pe care o inserați în blat iese curată. Până se fac blaturile o să ne ocupăm de confit și aici începem cu 20 de grame de amidon și 20 de grame de zeamă de lămâie pe care le amestecăm. Și o să adaug amestecul ăsta peste 400 de grame de piure de piersici. Eu am luat 400 de grame de piersici din compot și le-am blenduit și ăsta e piureul meu de piersici. Avantajul e că piersicile din compot sunt nu au coajă. Dacă folosiți piure de piersici care n-are deloc zahăr sau din piersici proaspete, trebuie să adăugați un pic mai mult zahăr. Eu aici adaug 40 de grame de zahăr. Deci dacă folosiți piersici neîndulcite, nu știu, adăugați 60 de grame de zahăr probabil sau ceva de genul ăsta. Bun, încălzim și amestecăm în continuu până începe să fiarbă și se îngroașă puțin piureul ăsta. După cam 5 minute de fiert este gata și acum o să adaug 4 grame de gelatină granule pe care le-am dizolvat în 20 de grame de apă rece și o să mai las pe foc încă câteva secunde, 10-15 secunde, să se dizolve bine gelatina. Și la sfârșit adaug 200 de grame de caise confiate pe care le-am tăiat în cubulețe mărunte. Asta va da o textură mult mai bună confitului nostru. Blaturile s-au răcit, s-a răcit și confitul și acum e timpul să le unim. În formele în care am copt blaturile, o să pun, de fapt am pus deja folie de acetofan
și pun blatul înapoi. Și o să pun în fiecare dintre cele două forme câte jumate din confit. Am nivelat bine și o să pun ambele forme la congelator cam 2 ore să se întărească foarte, foarte bine confitul, după care venim să facem musul. Pentru partea de mus o să păstrăm lucrurile destul de simple. Am topit aici 300 de grame de ciocolată cu lapte și 100 de grame de ciocolată neagră și 160 de grame de frișcă. Și sunt destul de calde și o să dizolv în ele 3 foi de gelatină pe care le-am hidratat în apă rece. După care o să integrez rând pe rând, să zicem în 3 rânduri, 460 de grame de frișcă pe care am spumat-o nu foarte, foarte tare. După care o să împart musul în cele două forme ale mele. Am aici două inele de 18 cm pe care le-am tapetat pe interior cu folie de acetofan ca să-mi fie ușor să scot după aceea torturile. Și la bază am pus o folie din asta de macaron, de silicon, la fel ca să-mi fie ușor să scot torturile și ca musul să nu curgă pe lângă. Și în fiecare formă o să pun câte un blat cu caise și piersici congelat. Ușor congelat, nu e chiar tare tare, dar îl pun invers, deci cu blatul să fie în sus și încerc să-l pun cât mai spre mijloc. Asigurați-vă că blatul este drept, că nu-l puneți strâmb în formă, după care musul care a ieșit pe margini, întindeți-l deasupra blatului, mă rog, pe partea care va fi fundul tortului, de fapt. Am lăsat puțin deoparte torturile până pregătim și ultimul strat, și anume blatul crocant. Și pentru asta am pus într-un bol 20 de grame de migdale pe care le-am tăiat mărunt, 40 de grame de paiete făitine, așa, 30 de grame de caise confiate pe care la fel le-am mărunțit și adaug 2 grame de fulgi de sare Maldon din ăștia mai mari, așa. Iar peste ele 60 de grame de ciocolată cu lapte și 15 grame de ulei topite împreună. Amestec bine și o să împart amestecul ăsta peste cele două torturi și îl întind pur și simplu, după care o să pun torturile la congelat cel puțin 6 ore, să zicem, eu o să le las peste noapte. Pentru acoperit am făcut o porție de glazură oglindă. Vă las aici în dreapta sus link către rețetă. Și pur și simplu o să torn deasupra, e glazura oglindă pe care o folosesc de obicei cu ciocolată albă și pur și simplu am înlocuit ciocolată albă cu ciocolată cu lapte, nu e nimic special.
Întremeiurile nu sunt neapărat specialitatea mea, dar eu zic că au ieșit destul de bine. Nu uita să le lăsați la temperatura camerei câteva ore ca să se dezghețe complet. Asta a fost rețeta pentru astăzi, mulțumesc mult că v-ați uitat, mulțumesc celor care mă sprijină pe Patreon și membrilor canalului aici pe YouTube. Ne vedem la următoarea rețetă. Pa, pa!